Meciul amical a avut loc pentru sărbătorirea 38 de ani de la meciul dintre Dinamo și FC Argeș, încheiat 3-4, în urma căruia piteștenii au obținut cel de-al doilea și ultimul titlu de campioni. Pentru FC Argeș au marcat Mutu, Schumacher, Dică și Bilașco. Golurile dinamoviștilor au fost reușite de același Mutu, Florentin Petre de 2 ori și Iftodi. Adrian Mutu, director general al lui Dinamo, a evoluat câte o repriză pentru fiecare echipă, în timp ce Nicolae Dică, antrenorului FCSB, a evoluat la piteșteni pe postul de fundaș stânga. Am venit să ne distrăm, am venit să vadă și publicul, fotbaliști adevărați, suntem o generație frumoasă, o generație de excepție, cu multe trofei câștigate. Mă bucur că ne văd colegii după foarte mulți ani, peste 15 ani, cu niște colegi de la FC Argeș și sperăm să fie un meci frumos. Cu cine? Ții cu Dinamo sau cu... cu ambele. Foștii fotbaliști au vorbit și despre șansele României în meciul cu Muntenegru. Grupa este jucată, din punctul meu de vedere, mai ales după meciul cu Danemarca. Este un meci important, mai mult pentru Muntenegru. Pentru noi, sigur că să facem tot ceea ce depinde de noi, să facem puncte, să nu ne trezim că ne ducem în grupa a patra valorică și atunci ne vor trebui 10-15 ani ca să ne mai calificăm la un turneu final. Sper să, ca echipa să fie conștientă că acolo ne trebuie doar o victorie. Dacă avem șanse la calificare, șansele sunt foarte mici. La stadionul Nicolae Dobrinu au fost prezenți aproximativ 1500 de spectatori. Cei din teren nu au uitat să treacă și pe la cimitirul de lângă stadion, acolo unde este înmormântat Nicolae Dobrinu.